Transportul elevilor din Mehedin se va face cu microbuz electrice. Autoritățile au semnat contractul de finanțare pentru achiziția de autovehicule electrice pentru transportul elevilor. Parteneriatul a fost încheiat cu 40 de primării din județ. Valoarea totală a proiectului este de aproape 40 de milioane de lei. Cu acești bani se dorește achiziționarea a peste 30 de microbuze. Autoritățile mehedințene au anunțat achiziționarea a 30 de microbuze școlare electrice. Consiliul Județean Mehedințe a aplicat prin PNR pentru achiziția acestor autovehicule destinate transportului elevilor din comunitățile rurale. În urmă cu aproximativ 3 luni am încheiat acordul de parteneriat cu 40 de primării din județul nostru în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru achiziționarea de microbuze electrice școlare. Am depus cererea de finanțare, cererea a fost admisă, iar în cursul zilei de ieri am semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației. Valoarea totală a acestui proiect este de 36 de milioane de lei. Cea mai mare parte din sumă este asigurată din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primăriile care au fost eligibile au fost înscrise de către Ministerul Educației în anexa 13. Din cele 42 de primării s-au încheiat acordul de parteneriat cu 40. Noi cu aceste fonduri sperăm să reușim să achiziționăm un număr cât mai mare de microbuze electrice, minim 31. Valoarea proiectului se ridică la aproape 40 de milioane de lei. Între timp au fost încheiate protocoale cu primăriile, urmând ca procedura de achiziție să fie demarată în cel mai scurt timp.